ministrul de interne Dragoș Tudorache a pus în discuție publică un OUG pentru reorganizarea DPI și a introdus acolo posibilitatea, potrivit Apador CH, posibilitatea ca nou înființată instituție UPI să poată culege informații fără mandat de la un judecător. Veți cere ministrului de interne modificarea proiectului de OUG în acest sens? Eu aștept deocamdată să vedem rezultatele acestei dezbateri publice. N-am discutat pe textul proiectului dat normativ pentru că domnul ministru mi-a spus foarte clar, așa cum a spus-o și public, deocamdată e un text care e supus dezbaterii publice, înainte de a fi supus uh, discuției, dezbaterii și aprobării guvernului. Uh, și o să comentez textul pe care, cu care va veni domnul ministru în guvern și pe care și-l va asuma. Deocamdată e un text pe care l-a de pus dezbatere. Îi se pare gravă o astfel de posibilitate ca un Serviciu secret. Până la urmă, e serviciu secret al Ministerului da, de Interne? Da, eu, poate... eu sper să putem ajunge la concluzia că nu e un serviciu secret, ci o structură de protecție internă. Structura pentru că de asta protecție îmi doresc. Încărnă. Să nu mai există da. un serviciu secret la Ministerul de Interne, pentru că nu e cazul. Servicii secrete avem conform legii. E o structură de protecție internă care trebuie să se asigure că oamenii care lucrează într-o instituție de forță, care se ocupă de ordinea și liniștea publică, sunt în afara oricăror suspiciuni. Și oricăror uh, uh, amenințări uh, potențiale, și asta trebuie să fie obiectivul uh, principal. Cu atât mai mult, uh, domnule premier, de ce? Dacă este vorba de un serviciu de protecție internă, de ce a fost nevoie de militarizare acestui serviciu? Păi nu știu nici asta. O să vedem cu ce propunere vine domnul ministru. Sunt opțiuni, deocamdată. Dar vreau de să steți de acord cu principiul militarizării nu în știu, vreau, Eu vreau care... să văd argumentele uh, pentru o, o propunere sau alta, pentru că nu sunt expert în acest domeniu și nu vreau să-mi exprim uh, în calitate de prim-ministru puncte de vedere până când nu văd uh, notă de fundamentare, până când nu văd argumente și mai ales să văd care vor fi propunerile cu care vine domnul ministru.